curente, în consum, mai exact. Înainte, când Dusălevu era în opoziție, spuneau foarte apăsat, sus și tare. Din prima zi când vom veni la guvernare, vom face. Ce au promis? Reîntregirea imediată a salariilor. Inflația, de fapt, record de 5,33%, un leu mai slab cu 5 puncte procentuale numai în 6 luni de zile, prețuri mai mari cu 20%. Accelerăm absorpția fondurilor europene, au spus reprezentanții USL-ului. Realitatea, fonduri europene suspendate, 0 euro atrași în septembrie, după cum spuneam înainte. Mărim salariul minim din prima zi de guvernare. Realitatea, acest lucru nu s-a întâmplat, salariul este neschimbat, nu mai spun că inflația fiind de 5,3%, atunci când vor majora salariul, vor reîntregi salariul, de fapt și de drept, acea reîntregire nu va mai exista, cauzat categoric inflației. Venituri lunare mai mici cu 100 de lei per familie. Reducerea CASE-ului din prima zi de guvernare. În realitate, CASE-ul nu s-a schimbat nici după 6 luni de zile. S-au anunțat noi taxe și impozite. După cum știți, acea ordonanță de urgență a Guvernului a fost afișată pe site-ul Ministerului de Finanțe, iar după 3-4 zile când au constatat acea deja greșeală făcută cu anunțarea majorării taxelor și impozitelor, a fost retrasă și probabil se așteaptă. După ce trec alegerile, vor majora taxele și impozitele. Vom aduce stabilitate, s-au angajat cei de la USL înainte de a veni la guvernare, și vom dezvolta România. Ce s-a întâmplat? Criza politică creată prin atacarea instituțiilor statului, creșterea economică de aproape zero și încă ceva. În acea perioadă, investitorii străini aflați în România deja au transferat o bună parte din capitalul de lucru din România în țările mamă, se spun. Consecințele sunt dramatice și având în vedere aceste lucruri care nu au avut loc, aceste angajamente care de fapt au fost numai promisiuni, deșarte și gogoși, minciuni, au ajuns la guvernare, dar în 6 luni de zile nu au făcut absolut nimic. Iar dacă discutăm de bani europeni, România a fost supusă unui control din partea Comisiei Europene, acel audit efectuat pe absorpția banilor europeni. Au fost constatate niște deficiențe, s-a stabilit un termen până la 30 iunie, s-a majorat acel termen până la sfârșitul lunii septembrie pentru a veni cu acele clarificări și reglementări. În toată această perioadă nu s-a întâmplat nimic, nu a făcut nimic reprezentanții USL-ului, guvernanții USL-ului, fapt pentru care am ajuns la presuspendarea plății banilor europeni de la Comisia Europeană către ministerele noastre și, de fapt și de drept, pe cele patru axe care, în așteptare fiind, această problemă nu a fost clarificată și nu știu când se va clarifica. Pe programul de guvernare m-aș axa foarte puțin a celor de la USL. De fapt, programul de guvernare al USL-ului este plin de minciuni, erori provocate de incompetență și neștiință și promisiuni fără acoperire. Au enunțat diminuarea sau reducerea taxei pe valoarea adăugată. Știm cu toții și este bine să cunoască și cei care ne urmăresc, cei care ne vor citi presa de nemțeană de luni, un asemenea angajament nu se poate face oricând și oricum. Este adevărat, este de dorit, dar avem un acord stand-by cu Fondul Monetar și orice mișcare din acest punct de vedere trebuie recalculat sau trebuie calculat
discutat și negociat. Nu mai spun că, având în vedere toate cele care le-am enunțat până acum, există un risc major ca acordul cu Fondul Monetar, Banca Mondială și Comisia Europeană, care există o intenție din partea actualor guvernanți să-l negocieze în ianuarie-februarie 2013, având lecțiile nefăcute, nu știu în ce măsură se va încheia și cu ce costuri. Probabil că se va încheia un acord de stand-by cu fondul, se va parafa. Dar aici mai contează foarte mult și cu ce costuri. La fel, se discuta de cota progresivă, ceea ce complică foarte mult fiscalitatea și mai înseamnă ceva cota progresivă. La agenții economici sau la persoanele fizice care au venituri, știu eu, venituri nu foarte mari, dar venituri mai mari, asta înseamnă că vor fi taxele mai mari, iar la societățile comerciale care realizează un profit, să zic, cât să-și poată duce traiul firma respectivă, fără a discuta de dezvoltare și de achiziții, de noi achiziții, de tehnologie, atunci categoric cota progresivă nu știu, în opinia mea, nu știu dacă într-adevăr este alternativa care și-o doresc guvernanții USL și ar trebui să fie cât se poate de explicit din acest punct de vedere, fiindcă venind cu aceste modificări trebuie să spui și cum. Noi când am venit și am propus trei lucruri foarte importante, da? Reducerea impozitului de la 16, impozitul pe profit, cota unică de la 16 la 12, avem calcule anexă. Când am spus că majorăm salariul minim brut de la 700 la 850, avem calcule exacte. Reducerea CAS-ului cu minim 5 puncte procentuale, de asemenea, avem calcule. Și mai avem ceva, cei de la Alianța România Dreaptă, avem un buget întocmit pentru 2013 și o execuție bugetară până în anul 2016. Toate acestea sunt făcute. Specialiștii de la Alianța România Dreaptă pot oricând face referiri și noi, de asemenea, putem face referiri la acele date bugetare. Dar este munca noastră, sunt datele adunate și le vom aduce și le vom face publice atunci când se va impune. De asemenea, Alianța România Dreaptă dorește să ia guvernarea României înapoi, fiindcă avem obiective precise pe termen scurt, în 2013, pe termen mediu, 2016 și pe termen lung, până în 2020. De asemenea, discutăm aici de trei motoare importante care ar putea, acele motoare accelerate, turate la maxim, discutăm de economie, discutăm de justiție, care face parte din cele trei motoare, turate la maxim, noi putem să ajungem, de fapt, la nivelul anilor 2020, nu greșesc, la nivelul anilor 2020, putem ajunge o țară a Uniunii Europene de nivel mediu. Și aici, fiindcă tot spuneam de cele trei motoare, nu este de uitat învățământul, educația, care, dacă mi-i îngăduiți, pe această temă aș ruga-o pe colega mea, doamna Vârlan, să se refere. Mulțumesc. Eu în încheiere aș mai puncta ceva. Doar atât. Sunt în județul Neamț și în special în municipiul Piatra Neamț investiții și proiecte multe în derulare. Noi, cei trei prezenți la conferința de presă, dar și ceilalți colegi de-ai noștri care sunt candidați pe celelalte colegii, ne vom bate să luăm
guvernarea înapoi, nu ne batem pentru noi, pentru mine, ci pentru a putea continua reformele în România. După cum spusesem, discuțiile cu Fondul Monetar au rămas la întâlnirea de săptămâna trecută, au rămas, să spun pe românește, în coadă de pește. Nu s-a clarificat nimic. Vor veni și vor merge pe angajamentul stand-by vechi, pe măsurile care au fost stabilite de comun acord acolo, ceea ce s-a realizat, și vom merge din nou să solicităm un sprijin și credit din exterior. De ce spun lucrul ăsta? După ce pe parcursul crizei politice din vară, antireformiștii Crin Antonescu, Victor Ponta și alții care s-au alăturat acestui grup al USL-ului și pe față, împotriva factorilor de decizie europeni, acum ce fac? Încearcă să meargă cu coada între picioare la negocieri efectiv și să încerce să rezolve ceva. Cum vor fi priviți când ei pe tot parcursul verii au atacat instituțiile europene? Avem nevoie să luăm guvernarea înapoi, avem nevoie să continuăm programele de investiții și crearea de locuri de muncă. Vă mulțumesc. Dacă și aveți încredere în candidații ARD. Te rog, Mihaela. Vreau să vă întreb dacă mai aveți întrebări. Vă rog.